Bună seara, doamna și domnilor, ne revedem din nou, iată, cu alți invitați. De data aceasta, în studio se află Pro-România Petrila, în frunte cu candidatul pentru funcția de primar al orașului Petrila, Dorin Curtean. Lângă acesta se află doamna Monteola Todorici și domnul Iulian Opriș. Bună seara! Bună seara! Domnilor și doamnă! Iată că ne revedem, ca de obicei, în studiurile Capital TV, unde ne putem exprima cu toții gândurile și ne putem interacționa în mod liber și fără niciun fel de regii și alte lucruri ascunse, totul la vedere, suntem aici să dăm lucrurile, să dăm lucrurile pe față. Domnule Curtean, am intrat în campania electorală, suntem deja în linie dreaptă, toți candidații și-au ascuțit armele, acum toți și le folosesc, deja unii dintre candidați au scos și armele la bătaie. Dumneavoastră cum v-ați gândit să faceți? Cum v-ați gândit să organizați această campanie? Noi scoatem doar platoșa, să ne apărăm. Platoșa, dacă ceilalți au scos armele, noi scoatem scutul. Aveți multe pentru toți consilierii au scos un scut. Exact. Da, avem, pentru că suntem o echipă tânără, ambițioasă și putem să ținem piept celorlalți contracandidați. Chiar dacă partidele mari și-au aruncat în luptă contracandidații noștri, cred că am putut să vedem în zilele acestea fiecare cum și-a ascuțit armele. Și am stat pe tușă puțin, am analizat. Iar în săptămâna care va urma vom avea și noi interacțiunea cu cetățenii. O ripostă pe măsură. Cu siguranță. Acum, mulți m-au întrebat de ce n-am făcut niciun afiș, n-am lipit pe panou. Da, bannere, chiar n-am văzut bannere. Niciun afiș, absolut nimica. Eu consider că cetățenii orașului Petrila mă cunosc destul de bine. Am activat, zic eu, la un nivel destul de amplu în cei 4 ani de zile. Și cred că e important nu afișul pe care îl pui pe un panou publicitar, ci e important afișul tău zilnic pe care l-ai avut în fața cetățeanului. Cu siguranță o să vină și afișele mele, dar am spus să îi lăsăm pe contracandidați pentru că ei vor să se arunce în luptă așa mai... Dumneavoastră să duc afișele care le-ai zis peste. Da, da. Noi venim din urmă și ne punem afișele ca cetățenii să ne vadă și pe noi, să-mi vadă echipa care este în jurul meu. Suntem o echipă ambițioasă și o să vadă și cetățenii că cei care sunt împreună cu mine o să fie o echipă constructivă, o echipă coerentă care știe ce vrea, nu doar să fie o mașină de vot în Consiliul Local. Alături de dumneavoastră se află doamna Monteola Todorici. Doamnă, vă rog câteva cuvinte, în primul rând despre dumneavoastră, ca să vă știți și telespectatorii noștri. Da, așa cum ați spus, mă numesc Monteola Todorici, sunt absolventă a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Matematică. Actualmente sunt profesor de matematică în cadrul Colegiului Tehnic Constantin Brâncuș Petrila. Ce aș putea să vă spun? Deci, în primul rând, de ce la Pro-România? De ce v-ați îndreptat atenția către acest partid? Să știți că am multe răspunsuri, dar mă opresc. Vă rog, dați-ne răspunsurile potrivite, pe care considerați că sunt cele mai adecvate. Am înțeles. În primul rând, în momentul în care mi s-a cerut sprijinul și implicit participarea lângă această echipă, m-am simțit onorată și vă spun și de ce. Întrucât am simțit că pe lângă familia mea, care cu siguranță mă apreciază, există și alți oameni care au încredere în forțele mele, în valoarea mea ca și om. Apoi, bineînțeles, că
Am făcut-o pentru omul care candidează la primăria orașului Petrila, în persoana lui Dorin, pe care îl cunosc de foarte mulți ani și pot să spun că am constatat că este un luptător, că este un om printre oameni, foarte des îl văd printre oameni, că este un om echilibrat și, în primul rând, că este un om de echipă. În al treilea rând, să știți, și el poate să confirme acest lucru, nu i-am dat un răspuns afirmativ până ce nu mi-am găsit eu răspunsuri la măcar 3 întrebări. Ce voi face? Cu siguranță mă voi implica. Apoi, de ce mă voi implica? Consider că pentru mine copiii, adolescenții, tinerii, cadrele didactice, pensionarii, până la urmă toți locuitorii orașului Petrila contează. Și cum mă voi implica? Cu siguranță, promovând și participând la proiectele echipei Pro România, apoi promovând performanța, creativitatea, implicarea, pentru că să știți că lucrez în învățământ și performanță nu înseamnă să obții doar rezultate cu elevii olimpici. Performanță înseamnă să îl determin pe un copil să înțeleagă rolul și locul școlii în societate. Performanță înseamnă să-l ajut să nu abandoneze școala. Performanță înseamnă să poată să aplice chiar o problemă de matematică în viața cotidiană. Deci performanță nu înseamnă doar rezultatele cu olimpici. În al treilea rând, pot spune că cu siguranță, alături de întregul corp profesoral, cu conducerile instituțiilor de învățământ, vom identifica principalele probleme din sistemul de educație. În primul rând, vreau să mă axez mai mult prin a-i sprijini pe profesori. Știți, noi participăm foarte mult la cursuri de perfecționare, învățăm continuu, participăm la cursuri de gen, dau câteva exemple, metode de predare, învățare, evaluare, apoi cursuri legate de educație pentru sănătate, alimentație corectă, managementul clasei de elevi, deci efectiv studiem foarte mult și toate aceste cursuri sunt făcute pe banii noștri și consider că vom putea demara proiecte prin care să finanțăm măcar o dată pe an fiecărui cadru didactic un astfel de curs. Da, interesante lucruri pe care ni le-ați spus, doamna Todorici. Îmi rezerv totuși intenția de a vă mai pune anumite întrebări referitor la sistemul educațional actual, pentru că consider că tot ce se întâmplă în această țară negativ se întâmplă datorită educației și aș vrea să detaliem pe parcursul emisiunii un pic această chestie, pentru că e o treabă care cred că interesează, cu siguranță interesează pe toată lumea. Domnul Iulian Opriș este coordonatorul Pro România din orașul Petrila. Asta e un fel de șef de campanie sau... Șef de partid. Coordonator al organizației locale. Este o titulatură care înlocuiește președintele organizației locale, pentru că noi fiind numiți, nefiind aleși, ne numim coordonatori. Deci că nu au fost alegeri. Nu au fost alegeri. Alegerile în organizații locale vor fi după alegerile locale. Când vom avea primarul nostru... Primar este, îl pune direct președinte și... În niciun caz nu sunt adeptul ca cel care conduce urba orașului să dețină funcții partid. Deci am fost consider că primarul ales în funcție sau viceprimarul se ocupe de administrația publică locală, să lasă locul celorlalți care sunt în linie a partidului să se ocupe de președinția partidului și de partea politică. Adevărul că funcția de primar e funcția administrativă, nu este funcție politică. Exact. Sigur că e reprezentantul unui partid politic, dar până la urmă funcția fiind administrativă e cam... Nu poți să-ți ocupi timpul și cu politica și cu funcția administrativă. Sunt în momentul când ești pe partea administrativă, deja timpul este destul de prețios, adică trebuie să fii în slujba cetățeanului. Politica o facem poate o dată pe lună sau o face coordonatorul sau președintele de partid atunci când îi invită pe
colegii de partid la câte o întâlnire să discutăm anumite aspecte legate de partea administrativă, de politici, de... Ce presupune politica. Exact. Deci domnul Opriș este un de afaceri, întreprinzător privat, v-ați implicat în Partidul Pro-România încă de la începutul lui. Aproape de la formare. Aproape. Da, am fost numit coordonator al Pro-România Petrila din februarie 2019, cu scopul de a găsi cel mai bun candidat pentru primărie, eu neavând o intenție personală de a candida pentru vreo poziție nici în Consiliul Local, nici pentru primărie. Și atunci, de asta m-am ocupat. Coordonator, facem echipă, câștigăm alegerile. Scurt. Nu avem nevoie de cuvinte multe, avem nevoie de fapte bune. Totuși, pentru că suntem într-o emisiune de televiziune, trebuie să folosim și niște cuvinte. Dar da. Să vă spun să dezvoltați un pic această idee de a... Cum ați ales dumneavoastră pe România, cum v-ați implicat în organizarea partidului, cum ați ajuns să-l propuneți pe domnul Curtean la funcția de primar al orașului, activitatea, cred că ar fi interesant să aflăm toți. Activitatea mea politică începe în urmă cu mai bine de 10 ani. Am fost membru activ al Partidului Național Liberal. Acolo am debutat în politică. N-am făcut niciodată politică de primă linie. Am fost în linia a doua, nu am simțit nevoia de a fi în front office. Adică un tânăr în linia a doua. Da. Că de fapt nu aveam loc tine. Nu mai tânăr, dacă 10 ani nu mai chiar îți pare. Nu, atunci era un tânăr. Atunci în linia a doua. Da, da, da. Așa s-au promovat tinerii în partidele istorice, să spunem așa. Adică mai mult nu. Mai mult nu. Da. Exact, exact. Bun. Am considerat că e bine să fac o schimbare pentru mine, din punct de vedere politic. Am renunțat la Partidul Național Liberal. Am avut o perioadă nu prea lungă de stagnare, încă am vrut să stau să-mi liniștesc gândurile. Da? După care am făcut pasul către România pentru că am vrut altceva. Și atunci te întrebi, vrei altceva, dar ce vrei? Pe dreapta știi cum este. Pe stânga știi ce găsești. Nu sunt un adept al politicii de stânga și totuși am ales un partid de centru-stânga pentru oamenii care fac parte din el. Există o echipă, există un nucleu dur care funcționează foarte bine și deși este un partid de centru-stânga, au multe idei liberale. Iar asta m-a atras și m-a făcut să mă implic. În ceea ce privește relația cu domnul viceprimar, noi avem o relație bătrână, să zic așa, ne cunoaștem de ceva vreme, a fost o relație bună și corectă. În primul rând corectă, iar asta m-a făcut să-l susțin pentru candidatura la funcția de primar fără rezerve. Încă de la început. Pentru că, așa cum consider acum, așa am considerat și atunci, pentru noi, Pro-România și pentru orașul Petrila, Dorin Curtean reprezintă cea mai bună soluție pentru fotolul de primar. Și aici pot să vă și argumentez. Venind din mediul privat, acolo unde... Acum știți și dumneavoastră ce înseamnă. Noi trebuie să ne producem banii, nu ne primim banii. Trebuie să muncești, trebuie să aduci bunăstare. Iar Dorin Curtean este omul care s-a implicat activ în mediul privat. Da? Iar noi știm că mediul privat generează venituri la bugetul local, ceea ce aduce bunăstare în comunitate. Nu cred că este nevoie de un argument mai solid decât ăsta. Adică este exact ceea ce eu am căutat. Mediul privat trebuie să dezvolte, pentru că mediul privat reprezintă viitor. Domnul Opriș, e greu să fii întreprinzător privat în orașul Petrila? Da, în zilele noastre? Este. Foarte greu. Dar totuși, dacă nu ai doza necesară de adrenalină, renunți. Noi cred că o avem și suntem câțiva care sunteți dependent de adrenalină. Da. Nu avem zile ușoare, dar nici nu ne dorim. Ne dorim doar putere să trecem peste zilele grele. Asta e tot. Bun, și numai pentru a supraviețui, sunteți în această poveste a întreprinzătorului. Nu, acum... Vedeți, adrenalina asta are și ea funcțiile ei, nu poți să o folosești la nesfârșit. Unul dintre principiile liberale spune că fiecare individ are dreptul la liberă dezvoltare, la dezvoltare proprie. Da? Ori eu de asta am ales mediul privat, am ales să merg pe puterile mele pentru a mă dezvolta financiar, personal,
fiecare cum își dorește. De aia am ales mediul privat. Este o provocare zilnică. Am înțeles. Vreau să aduc o completare în dreptul lui Iulian. Așa cum spunea, este prietenul meu de mult timp, chiar dacă am făcut parte din structuri politice diferite, n-am ținut cont de partea politică și am considerat că un om trebuie să fie susținut indiferent din ce partid face parte. Adică orice om de afaceri din orașul Petrila nu contează culoarea pe care o agrează ca politic. El trebuie să fie susținut de partea administrativă. Dacă și Iulian este printre puținii oameni întreprinzători din orașul Petrila care n-au stat cu mâna întinsă la cerșit în fața primăriei. Da? Și apreciez lucrul acesta la el și la mulți alții care n-au venit să ciugulească, cum se spune, pe primăria Petrila, ci au adus un aport benefic orașului Petrila prin faptul că și-au deschis mici afaceri în care au creat câteva locuri de muncă și de pe care primăria pot să spun că trăiește de pe impozitele pe salariile angajaților. De asta eu marjez foarte mult pe mediul de afaceri. De ce? Pentru că consider sunt singurii oameni care pot să dezvolte un oraș. Da? Și cu cât sunt mai mulți, cu atât orașul se dezvoltă mai bine. Iar Iulian este unul dintre ei. Chiar dacă a fost greu la început, știu că ca orice om de afaceri, când își pornește propria afacere, la început este foarte greu. Trebuie să te susții singur, nu ai niciun sprijin, niciun ajutor. El face parte din categoria celor oameni care au pornit un mic business pe propriile puteri. De asta apreciez și mai mult de atât apreciez faptul că am plecat la drum împreună în această echipă. La început, când ne-am întâlnit, știam că plecase din PNL și chiar am avut niște discuții serioase cu el. Am văzut că este un om serios, ambițios și că poate să conducă un partid. Iar la rândul lui este astăzi coordonatorul Pro-România și cu siguranță dacă treburile merg bine într-un partid politic și dacă nu, cu siguranță merită să ocupe funcția de președinte al partidului. Da, doamna profesor Todorici, revin la dumneavoastră cu ideea mea, am o idee fixă, că tot ce se întâmplă în țara asta se datorează educației. Dumneavoastră, așa cum mă uit la dumneavoastră și cum v-am auzit, v-am ascultat câteva minute, cred că faceți parte din profesorii de elită și modul de exprimare și atitudinea pe care o aveți este cea în care trebuie să se regăsească fiecare profesor. Dar, din păcate, uite că în învățământul românesc, la ora actuală, sunt mari sincope de, în primul rând, profesorii nu mai au aceeași pregătire ca pe vremuri, plecând la această chestie. Sigur că derivă o mulțime de lucruri neplăcute, o mulțime de lucruri negative. Pe de altă parte, și interesul profesorului de a transmite educație elevului a scăzut foarte mult în ultimii ani. Am și eu un copilaș de 13 ani și mă uit la el cum fac o comparație între cum era școala când am făcut eu școala și cum e școala ca asta pe care o face din ziua noastră și constat cu tristețe că este o mare, mare diferență între cele două moduri de a face școală. Din păcate, dacă în vestul Europei facultățile, centrele universitare și, mă rog, probabil și școlile gimnaziale au evoluat și s-au modernizat, la noi au rămas și, din potrivă, au regresat. Care este părerea dumneavoastră, doamnă? Odată vă mulțumesc pentru apreciere. Ceea ce vreau eu să vă spun este următorul aspect. Și eu am fost tânără, chiar sunt tânără încă. Asta mă uitam că și vreau să vă spun că odată ce am ieșit de pe băncile facultății, să știți că mi-am ales un moto
care să mă călăuzească în cariera didactică. Nu este o carieră ușoară. Și m-am oprit asupra cuvintelor regelui Ferdinand I și citez: nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește întrânsa. Vedeți dumneavoastră, și eu asta am căutat să fac, să construiesc școala dintre ziduri pentru elevii mei. Pentru că școala nu este o simplă clădire frumos colorată, zugrăvită, pe care o vedem când ieșim la plimbare, când mergem la cumpărături. Să știți că școala dintre ziduri este o stare. Este spiritul formării de oameni, de caractere, de destine și, nu în ultimul rând, de valori. Eu mi-am ales această carieră, cu siguranță, fiind influențată de oameni mari, dragi sufletului meu. Și aici mă refer la doamna educatoare, la doamna învățătoare, la profesorii mei din generală, din liceu, mai târziu din facultate, și nu în ultimul rând de cel care mi-a insuflat dragostea și pasiunea pentru matematică, și anume tatăl meu. Și vreau pe această cale să mulțumesc familiei mele, să mulțumesc dascălilor, că datorită lor sunt ceea ce sunt și am învățat să fiu un om cinstit, corect, onest, demn, tolerant și, mai presus de toate, să am încredere în forțele mele. Legat de ceea ce spuneți că se întâmplă în sistemul de învățământ actual, vreau să vă spun că cei care își amintesc de anii de școală nu își vor aminti niciodată nici de tehnici, nici de metodele de lucru, își amintesc de profesori, pentru că profesorii, până la urmă, sunt inima sistemului de educație. Deci, cred că aici ar trebui să se lucreze mai mult. Profesorii, să știți că sunt dedicați profesiei. De multe ori am simțit că joc mai multe roluri, pentru că una sunt eu la catedra de matematică, alta sunt eu la orele de dirigenție și cu totul alt om în activitățile extrașcolare. Copiii mă cunosc în atâtea feluri și cu siguranță ca mine sunt mulți. Nu cred că neapărat de la dascăl vine problema, ci modul în care au ajuns să fie tratați dascăl. Eu, când mi-am ales această meserie, am simțit că, ce mai sunt, voi fi un Dumnezeu pe pământ. Pentru că, până la urmă, pregătim destine. Eu sunt foarte mândră de colectivul de cadre didactice din Petrila. Am lucrat și la școala numărul 6 din Petrila, actualmente la liceu, și pot să vă spun că suntem dăruiți meseriei noastre, dovadă, copiii noștri ajung în centre universitare de prestigiu și ceea ce mi-aș dori, într-adevăr, este, și chiar am un mesaj pentru absolvenții mei, să se gândească să se întoarcă și acasă, așa cum am făcut-o și eu, pentru că și eu am avut oportunitatea de a rămâne la Timișoara și am considerat că este nevoie de mine în orașul Petrila, tocmai pentru a duce mai departe acest oraș acolo unde își merită locul. Deci problema nu stă neapărat în cadrele didactice, în general școlile sunt dotate atât cât se poate, acum nu pot să zic că n-am avea nevoie de multe alte lucruri. Dar, din păcate, situația actuală în care ne aflăm este o situație critică. Nu deținem laptopuri, mă refer aici toți copiii, poate chiar toate cadrele didactice, și poate aici ar trebui puțin să se lucreze mai mult. Da. O să mai discutăm cu apusul emisiunii, doamna Tudorici. Domnule Curtean, aveți o echipă foarte bine pusă la punct. Spun asta după două emisiuni. În prima emisiune ați venit cu doi consilieri, acum ați mai venit cu încă doi. Probabil că această prezentare va continua pe întreaga, după plus întregii campanii electorale. Sigur că problemele orașului sunt foarte multe și foarte grele și în eventualitatea în care veți cuceri fotul de primar, o să aveți nevoie de experiența experiența fiecăruia dintre acești consilieri. Din cauza aceasta am căutat să-mi formez o echipă profesionistă. Că, așa cum am spus, încerc să-mi prezint toată echipa ca cetățenii orașului Petrila să vadă că sunt oameni competenți, oameni intelectuali, oameni care gândesc pentru comunitate, nu au alte interese, nu sunt conduși
sau împinși de la spate de cineva să candideze, să forțați cumva să vină lângă mine de nu știu ce grupuri de interese și așa mai departe. Deci vreau ca cetățenii să înțeleagă, așa cum sunt cei doi lângă mine, au fost și ceilalți pe care i-am prezentat în emisiunile anterioare, oameni cu experiență, oameni care au coordonat la rândul lor echipe de oameni și care coordonează astăzi echipe de oameni. Deci, printre cei care i-am prezentat sunt doi foști directori ai minei Ionia, Adrian Preda și Marius Rogobete, care au condus mina Ionia și minerii îi cunosc. Sunt oameni serioși, oameni care au pus umărul la menținerea minei Ionia. Apoi ei sunt în companie la ora la care vorbim, amândoi sunt inginer șef, unul, Adi Preda, este inginer șef electromecanic, Marius Rogobete, inginer șef SSM. Oameni cu experiență, oameni care la rândul lor știu ce gândesc și vor să facă, prin această echipă, vor să facă o competiție corectă cu celelalte echipe care sunt contracandidații noștri. Mai există Sandu Benche, care a condus regia de apă pe raza orașului Petrila, o formație de lucru destul de mare. Am colaborat și colaborez foarte bine cu el. Din păcate, la ora la care vorbim, a fost transferat pe criterii politice și asta mă deranjează enorm de mult, enorm de mult. Nu se poate ca un om profesionist care a știut și știe orașul Petrila să fie transferat la Urican Lupeni tocmai în ideea că susține o echipă politică. Poftim? Dezvoltați subiectul un pic. Cum s-a ajuns la această discuție? Nu aș vrea să intru prea mult în detalii, dar mă doare când văd că oamenii politici cu mintea îngustă nu gândesc. În loc să lași un profesionist acolo unde este locul, îl transfer să-l duci în altă parte, tocmai în ideea de a nu face campanie electorală. Oricum, campania electorală o poți face telefonic, o poți face după masa, când vii de la servici, poți să faci în weekend campanie electorală. Nu trebuie neapărat să transferi un om, să-l duci de la Petrila, să-l duci chiar la Uricani, unde să-i ocupe tot timpul. Dar nu asta e important. E important că Sandu Becche este un om profesionist, un om care cunoaște toate rețelele de apă și canal de pe raza orașului Petrila și cu siguranță după ce vom câștiga primăria, Sandu va reveni înapoi la Petrila pe postul pe care l-a avut. Apoi, lângă mine este Iulian Opriș, care are o experiență vastă în mediul de afaceri, cunoaște sistemul privat al afacerilor. Așa cum am spus, niciodată nu a stat cu mâna întinsă la primărie să cerșească ceva. Din fericire pentru el, și-a dezvoltat propria afacere pe umerii lui și asta arată că este un om cu potențial, un om care gândește. Și am discutat de nenumărate ori legat de mediul de afaceri, ce trebuie să facem pentru oamenii de afaceri din orașul Petrila ca să se poată dezvolta ei înșiși și apoi, bineînțeles, pe lângă dezvoltarea pe care și aportul pe care îl aduc în firmele lor, să se dezvolte comunitatea petrileană. Monteola, care este lângă mine și aș vrea acum să intru puțin în detalii pentru că este prezent în emisiune, are o experiență de muncă de peste 20 de ani ca profesor, activat în școlile generale și acum este profesor la liceul Constantin Brâncuș din Petrila. O doamnă foarte serioasă și așa cum o văd și telespectatorii acum, așa cum a spus, coerentă în vorbire și chiar gândește foarte bine, chiar dacă înainte de emisiune spunea că are emoția, a vorbit astăzi mai mult ca mine și chiar am intuit și am vrut să o las să vorbească mai mult, să nu vorbesc eu, să fiu tot eu cel care completez lucrurile, dar mă bucur că a luat atitudine și astăzi a vorbit și sper ca cetățenii orașului Petrila și bineînțeles elevii de clasa 12 la care dumneavoastră este dirigintă să o privească astăzi, să vadă că au o dirigintă care într-adevăr pune preț pe educație. Cred că prin asta putem să dovedim că suntem o echipă care are experiență în toate domeniile de activitate și mai mult de atât să-i determinăm pe cetățenii orașului Petrila să înțeleagă că mi-am format această echipă în jurul meu doar cu oameni profesioniști. Oameni din toate domeniile, chiar dacă am ales oameni din toate categoriile, nu am pus doar ingineri pe listă și profesori, ci am găsit oameni care sunt din mediul pensionarilor,
oameni care sunt din, fac parte din categoria muncitorilor, economiști, oameni care se ocupă de business-uri. Deci am ales oameni din toate domeniile, tocmai în ideea ca să fim o echipă constructivă și atunci când ne strângem la oaltă să discutăm anumite aspecte legate de comunitate, fiecare să vină cu câte o inițiativă, cu câte un proiect pe care să îl putem îmbunătăți și să îl punem în aplicare. Iar cetățenii orașului Petrila trebuie să înțeleagă că de-a lungul timpului s-au perindat atâtea partide, partidele mari, așa cum le spun oamenii, partidele mari care de-a lungul timpului au avut aceiași oameni care au fost doar o mașină de vot în Consiliul Local și niciodată n-au luat atitudine să inițieze vreun proiect care să ajute comunitatea. Și asta mă deranjează enorm de mult. De-a lungul timpului le-am spus unor foști colegi de-ai mei că trebuie să ia inițiativă. Ba mai mult de atâta. Și ce mă deranjează cel mai mult la partidele așa zise mari, pentru că își promovează oameni care niciodată nu au fost văzuți prin cartierele orașului să ia pulsul cetățenilor. Niciodată. Mă întâlnesc cu oameni care mă întreabă de zona noastră ce consilier răspunde. Păi ce să-i spun? Care consilier? Nu știu, domnule, ce consilier răspunde. Fiecare consilier ar trebui să treacă măcar o dată pe lună, printr-un cartier al orașului și să simtă și el pulsul comunității, să vadă nevoile cetățenilor. Vă spun sincer, n-a făcut-o nimeni. Ce indemnizație are un consilier? Undeva la 900 de lei. Da, undeva la 900 de lei. Că, dar banii ăștia poate să treacă o dată pe lună. Exact, dar mă deranjează faptul că se agață de o indemnizație de consilier și nu vrei să faci nimic pentru comunitatea respectivă. Și asta poți să o demonstrezi de cetățeni. Dacă faceți o emisiune televizată cu telefoane în direct, veți vedea câți cetățeni ai orașului Petrila vă pot confirma din mandatul 2016-2020 câți consilieri au trecut vreodată prin cartierul lor să-i întrebe de sănătate. Niciunul. Și asta vă pot demonstra cetățenii, nu eu. Revin la ceea ce spuneam. Monteola este un profesor cu experiență de peste 20 de ani și consider că a pune prețul și bazele pe o educație corectă în orașul Petrila merită să fie în echipa mea. Sunt adeptul promovării, așa cum a spus, din păcate, fac o paranteză, din păcate primăria nu s-a implicat în activitățile extrașcolare, așa cum spunea că de multe ori pun banii din buzunarul propriu pentru ca să promoveze anumite activități extrașcolare. Sunt un adept al acestor activități pentru că din școală copiii pot să iese cu o educație, chiar dacă vin din familii defavorizate, anumiți copii, sunt convins că dacă școala pune preț pe o educație corectă, copiii se formează și pot să fie niște copii civilizați care atunci când iasă în societate nu te scuipă, nu aruncă mizeria pe jos, pentru că formându-i în cadrul școlii, ei pot să fie educați de acolo, nu neapărat de acasă. Noi așteptăm ca anumiți copii să vină cu educația la școală de acasă. Din păcate nu este posibil în toate familiile, pentru că sunt familii dezbinate, poate copiii sunt crescuți doar de unul dintre părinți, nu are timp de el sau de bunici, că părinții sunt plecați în străinătate și atunci educația este destul de precară. Ca să ne așteptăm ca acei copii să crească și să devină niște copii civilizați. Și atunci școala poate să pună un mare accent pe lucrul acesta. De asta îmi place enorm de mult să activez pe partea de educație, sănătate, activități sportive. Sunt un adept al acestor lucruri și cu siguranță voi avea posibilitatea să promovăm aceste activități după data de 27 septembrie. Da. Acum, revenind la campania electorală, că cu asta ne ocupăm în perioada asta, care vor fi următoarele noastre mișcări?
Deci, în primul rând, să ne lipim afișele. Fac sub spiritul de glumă. Nu, am făcut o sub spirit de glumă. Nu punem atât de mult preț așa cum pun contracandidați. Domnule, la 12 noapte eu să fiu primul pe panou electoral. Probabil că tanti Maria din Cimpa, dacă nu vă vede, zice, domnule, Firmânța, O să ne vadă cu siguranță, avem un program stabilit de campanie și cu siguranță vom ajunge la fiecare cetățean acasă. Am comandat și noi destule pliante cu programul. Sediul de campanie v-ați făcut sediu? Da, sigur. Da, avem sediu de campanie. Spuneam că am comandat și noi partea de afișe, partea de pliante, unde am dezvoltat un program electoral cu care să venim în fața cetățenilor și să le spunem lucruri concrete. Nu vrem să mai discutăm despre nu știu ce vise pe care le-am avut cu ceva ani în urmă, pentru că de multe ori într-o campanie electorală pe candidați și contracandidați e ca mea euforia să promită multe lucruri și să nu facem mai nimica în mandatele pe care le obținem. Dar cred că dacă venim în fața cetățeanului cu lucruri care se pot materializa, cu siguranță omul va înțelege că este posibil să faci lucrurile respective și că nu sunt doar vise imaginare ale celui care le promovează. De aceea am spus, nu vreau să promovez acum lucrurile până nu voi avea pliantele și zilele acestea le voi avea. Cu tot ceea ce am scris și vreau să promovez în orașul Petrila, cetățenii vor avea ocazia să le citească de pe pliant, iar în emisiunile pe care le voi urma, voi dezvolta și dezbate Vă las așa curiozitate până la următoarea emisiune. Mă lăsați într-un suspans până la următoarea emisiune în care să... Dar vă promit și vă spun că sunt lucruri care contracandidații mei nici măcar nu le gândesc că se vor putea realiza. De asta mă gândesc că suspansul e... De asta am și început puțin campania mai târziu. Acum pot să dezvălui secretul de ce nu ne-am activat așa repede să ne aruncăm să facem campania electorală. Tocmai ideea ca contracandidații să-și pună pe hârtie viziunea, modul în care privesc ei lucrurile în orașul Petrila și după aceea să ieșim noi cu ceea ce dorim să le arătăm cetățenilor că se poate realiza în orașul Petrila. Sunt lucruri, așa cum am spus, lucruri inițiate de colegii mei. Am făcut un grup pe WhatsApp și am cerut părerea tuturor celor care sunt pe lista de consilier local, sunt simpatizanți, membri în secțiile de votare, ca fiecare să aducă câte o idee și să promovăm din ideile celor care au venit lângă noi, pentru că trăiesc în comunitate și știu ceea ce este nevoie pentru această comunitate. Și vă spun că au fost oameni care chiar au venit cu, de multe ori, cu idei năstrușnice, dar realizabile, să știți. Am spus, nu contează dacă se promovează vreo idee, puneți-o pe grup și fiecare idee se va analiza pentru ca să putem să luăm decizia să implementăm sau nu ideile respective. Dar aș vrea să mai fac o afirmație acum, pentru că totuși suntem în fața camerelor de supraveghere de lovete. Aș vrea să-i provoc pe contracandidații mei să-și prezinte echipa la televiziune, nu doar pe stradă. Nu, dar să știți că în emisiunile Capital TV, da, contracandidații dumneavoastră și domnul principal, că da, sunt mai mulți acolo. Și domnul Ilie Băducel și domnul Vasile Jurca au venit cu... M-aș bucura au venit ca cetățenii orașului Petrila să-i cunoască pe toți cei care candidează, pentru că pe listele respective sunt și consilieri actuali care poate au 2-3 mandate la activ și pe care cetățenii orașului Petrila nici măcar nu-i cunosc, nici măcar n-au știut că au fost consilieri locali. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că, așa cum spuneam anterior,
oameni care pur și simplu n-au luat niciodată pulsul comunității. Să vadă, dom'le, sunt consilier local de atâta timp, ce interese are vecinul meu sau vecinul meu de cartier, da? Și atunci au ocazia să-i vadă la televizor și să spună, dom'le, eu activez de 2 mandate, de 3 mandate în consiliul local. Ca omul să își dea seama, dom'le, nu l-am văzut niciodată pe acest individ sau individă trecând prin cartierul nostru sau prin grădina noastră, pe strada noastră, să ne întrebe de sănătate. De asta mie îmi place să-mi prezint colegii, tocmai în ideea să vadă cetățenii că sunt colegi noi, care unii dintre ei pur și simplu n-au activat politic niciodată. I-am adus din mediul în care au fost ei, tocmai în ideea ca să învețe ceva nou din politică. Nu stricăciunile care au fost până acum și care n-au promovat absolut cu nimic orașul Petrila. Da, interesant. Mă lăsați în suspans, deci, până la emisiunea viitoare. Da. Și atunci, în emisiunea viitoare, puteți să mă întrebați despre toate obiectivele pe care vreau să le implementez în orașul Petrila. Sunt un om al proiectelor, da? Sunt un adept al atragerii fondurilor europene și o să vedeți ce se poate face cu fonduri europene. Sunt câteva ghiduri în dezbatere pe care contracandidații mei nici măcar nu le-au citit și habar n-au de ele. Vă spun 100% și nici nu le vor găsi să le citească. Dar veți vedea că sunt câteva ghiduri de finanțare care pot să îmbunătățească orașul Petrila enorm de mult, enorm de mult, enorm. Și eu vreau să promovez aceste proiecte. Nu ne costă absolut nimic, ne trebuie doar o echipă de implementare pe care orașul Petrila o are și eu consider că este o echipă profesionistă. Mă doare când aud contracandidații mei că se laudă cu realizările lor. Nu sunt realizările lor. Orice primar în funcție se agață de realizările unei echipe, întregi echipe. Că dacă ai lăsa un primar, și eu dacă aș fi primarul comunității, n-aș putea să lucrez singur și n-ar fi realizarea mea. Și pe mine mă doare când aud, în loc să-i promovez pe toți cei care contribuie la activul proiectelor de finanțare, tu te promovezi pe tine. Ce vrei să arăți în fața cetățeanului? Că tu ești viteazul care ai făcut nu știu ce proiect de asfaltare sau proiect de întreținere drumuri și așa mai departe. Hai să promovăm, există un întreg colectiv care lucrează acolo și care merită să fie promovat și merită să fie lăudat, pentru că eu doar semnez cu pixul contractul de finanțare, da? Dar în spatele meu există o adevărată echipă și la un proiect european nu lucrează un om doi, da? Lucrează poate 10-15 oameni ca să pot să implementez un proiect de câteva milioane de euro. Avem proiecte de milioane de euro pe care le-am conceput, dar le-am conceput nu de unul singur, ci cu o adevărată echipă în spatele meu. Mai avem 7 minute de emisie, domnul Opriș, și mai fac încă un tur de orizont, domnule Opriș, ați accesat fondurile europene până acum în cadrul afacerilor noastre? Nu am accesat fondurile europene, am accesat un program pe startup, program guvernamental, pe baza căruia am și reușit să-mi dezvolt afacerea. Adică a fost un aport care mi-a prins bine, nu doar mie, ci tuturor celor care am vrut să... Știu că și pe tine este campion la atragerea de startup. Da, suntem destul de mulți și tocmai de aia zic că viitorul comunității este mediul privat, încolo trebuie să ne îndreptăm, iar la Petrila avem nevoie în momentul ăsta de un centru de afaceri real, nu ceea ce avem în momentul ăsta. Adică dacă toate cele 35 de firme, nu știu exact câte sunt, care am accesat proiectul ăsta pe startup, am avea un loc în care să ne desfășurăm afacerea, 45 de firme au accesat. 45 și mai multe. Da. Suntem mulți. Dacă am avea un loc unde să ne dezvoltăm afacerile, să plătim chirii, impozite către primăria Petrila, gândiți-vă cam ce venituri ar fi. De asta avem noi nevoie în Petrila în momentul de față. Și aveți intenție să atrageți un fond european, un proiect al nostru? Mă gândesc să mă îndrept către un proiect pe ADR, tot pentru achiziție de noi utilaje, dezvoltarea afacerii personale. Bun. Cum stați cu forța de muncă? Este o întrebare pe care o pun la fel în fiecare... Ne-am adaptat. Forța de muncă este o problemă, da, este o problemă, mai ales pentru activitatea de producție. Însă, ceea ce mă bucură pe mine și ce pot să zic... Aveți utilaje, dar nu aveți cine să le învârtă. Avem puțin noroc aici. Din ce punct de vedere? Avem câțiva oameni pregătiți, calificați, care știu să folosească utilajele și sculele pe care le avem în dotare și avem oameni care vor să învețe.
Și atunci reușim cumva să... Și oameni care vor să învețe. Nu sunt mulți. Nu vă gândiți că la noi e meca. Nu, nu prea vreau, mai vreau să învețe. O să ajung și adună. Să știți că avem câțiva tineri, chiar foarte tineri, 19 ani, are unul dintre ei, dintre băieți. Și e prezent la serviciu în fiecare zi, foarte disciplinat, dornic să învețe și meserie de la cei mai în vârstă și să-și ia salariul la timp și tot ce trebuie. Ne-am adaptat din mers. Bun, doamna Todorici, tineretul nu prea mai dorit să învețe. Ziceți că, susțineți că există și tineri. Nu mă îndoiesc, excepția confirmă regula, numai că trendul este spre analfabetismul funcțional, cer scuze, deci în care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce citesc. Și atunci vin și spun că școala se duce de râpă nu neapărat datorită profesorilor, dar în primul rând datorită elevilor. Acum ce să vă spun, nu toată lumea trebuie să urmeze o facultate, să știți. Deși toți vor să urmeze la facultate, nu știu să socotească, nu știu să mulțească, dar ei vor la facultate. Și chiar culmea, știți care este, doamnă, că o mai și absorbă. În cadrul colegiului nostru există și școală profesională, unde copiii chiar învață meserie, desfășoară practică la agenții economici, mulți dintre ei sunt angajați, probabil colegul meu va spune de ce are nevoie și cu siguranță că vom găsi resursa umană necesară care să-i formeze, deci cu siguranță există variante. Cred că se poate discuta cu partea școlară și cu mediul de afaceri. Ar trebui făcute câteva întâlniri între școală și mediul de afaceri pentru ca cei care au afaceri pe raza orașului Petrila să poată să solicite. Dom'le, vrem meseria asta, ne este necesară. Și atunci, probabil, școala poate să înființeze o meserie care se caută. Și cred că ar trebui promovat lucrul acesta. Pentru că avem câteva firme destul de mari, să zic așa, două, trei dintre ele, care chiar caută, cel puțin o firmă care lucrează pe prelucrare mobilă și parte de echipamente de mobilier, chiar solicită elevi pe baza unor meserii. Bun. Domnule Curtean, mai avem două minute din această emisiune de astăzi. Nu ne ajunge timpul să vorbim, la câte ar trebui să spunem ca cetățenii să ne urmărească și să înțeleagă. Știți, și că, știți că cu mine în emisiune trece repede. Trebuie să măriți programul de emisie. La două ore, da. Ca să fie... Vreau să spun că noi trebuie să-i convingem pe cetățeni și de asta venim înaintea lor prin mediul televiziunii, ca să, bineînțeles, pentru cei care ne urmăresc, să încercăm să-i convingem că suntem o echipă care merită să fie votată. Și sper ca să înțeleagă că o echipă constructivă, o echipă care nu are nicio implicare politică, într-un fel sau altul, poate să construiască ceva bun pentru comunitatea din Petrila. Iar noi suntem aceia, Pro-România, care am venit, ne-am adunat toți în partidul acesta, tocmai în vederea să facem o echipă constructivă. E problema celorlalți cum privesc lucrurile, dar eu sunt convins că din auzite și din ceea ce mai discută cetățenii prin oraș, au spus că, într-adevăr, avem cea mai bună echipă. Suntem o echipă tânără, o echipă care promovăm lucrurile bune pentru comunitatea din Petrila și pe această cale îi rog pe cetățeni să ne analizeze bine și apoi, când se vor duce în data de 27 septembrie la vot, să pună ștampila pe candidatul Pro-România și pe echipa de consilier local. Cu siguranță vom mai discuta despre echipa dumneavoastră și despre proiecte. Sunt foarte curios să văd și eu programul pe care îl propuneți pentru orașul Petrila. Domnule și domnule, până atunci, mai aveți puțin răbdare, până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni cu echipa Pro-România din Petrila. Asta a fost din de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună, numai bine!